În urmă cu câteva luni am fost contactat de mai mulți cetățeni, din majoritatea locuind în partea de jos a orașului, însă nu numai, și din cetate, de pe străzile în care sunt case în zona Schit, și mi-au adus în atenție faptul că există în procedură de consultare publică pe site-ul primăriei un proiect de hotărâre care se vrea a fi finalizat prin interzicerea creșterii păsărilor, respectiv găini, gâște, rațe și altor păsări de curte în gospodăriile lor. Ceea ce i-a făcut să fie foarte nemulțumiți. Eu am încercat să înțeleg întâi fenomenul, pentru că eu stau la bloc și nu cresc păsări. Pe de altă parte, nici mie nu-mi plăcea să văd și nu-mi place și nu o să-mi placă să văd pe străzile orașului Alba Iulia aceleași imagini pe care le știm cu toții, cu porci umblând pe bulevarde, cai lăsați liberi sau alt fel de animale. În sensul ăsta am vrut să cunosc foarte bine legislația și am avut contact și cu cetățenii care erau de fapt nemulțumiți de creșterea unor animale. La urma urmei, toate treburile astea s-au finalizat printr-un proiect de hotărâre care venea fără să țină cont de cele peste 800 de semnături strânse de la oamenii nemulțumiți, așa cum vă spuneam, de această interdicție și mai mult de niște amenzi care urmau să fie foarte uriașe pentru cine ar fi îndrăznit să-și mai continue pasiunea sau îndelenicirea de a crește aceste păsări. Oamenii au început să se constituie într-o asociație, au început procedurile pentru a ataca în justiție hotărârea imediat după ce a fost luată, deși am adus la cunoștința conducerii primăriei și a consilierilor locali că nu-i bine să luăm o astfel de hotărâre fără să facem o consultare publică reală cu cetățenii și să găsim o soluție de comun acord, nu așa cum se face, o procedură pur formală pe site-ul primăriei. Și până la urmă totul s-a finalizat ca, deși în prima fază primarul a promis, așa cum reasă din procesul verbal, că va anula hotărârea, s-a votat după vreo două luni de zile, așa cumva această de seară, ce-i drept pe neștiute, și ulterior oamenii s-au trezit pur și simplu cu hotărârea și cu sancțiunile aprobate de către consilieri. Au venit într-o ședință de consiliu, am conceput împreună un proiect de hotărâre pe care l-am elaborat și ne-am trezit că la sfârșitul lunii decembrie, deși mi s-a promis că va fi luat în calcul și că se va revoca hotărârea, în ședința de Consiliu Local de săptămâna trecută, respectiv din 29 decembrie, s-a întocmit de către câțiva consilieri de la PNL un alt proiect prin care, de fapt, se vroia doar modificarea hotărârii luate, așa cum vă spuneam, cu luni în urmă, și introducerea unui nou articol prin care le-ar fi fost permisă doar creșterea găinilor. Asta mi-a demonstrat și mie și oamenilor că n-au înțeles absolut nimica din frământarea lor, că de fapt s-a făcut pe repede înainte, într-un final sub presiunea oamenilor în plină ședință au luat hotărârea să revoce propriul proiect și hotărârea luată în urmă cu câteva luni, s-a creat evident o situație hilară. Eu am încercat să fac așa pe pacifistul și să împac lucrurile, pentru că nu-i normal să creăm așa o stare până la urmă conflictuală, pornită de la lucruri care se pot rezolva cu oameni așezați la masă și cu capul pe umeri. Din păcate, politizarea asta excesivă duce, iată, la niște situații conflictuale, pe probleme simple, pe probleme tehnice, pe multe alte probleme mult mai importante decât asta. Mă bucur pentru oameni că au rezolvat în final problema și că s-a aprobat această revocare a modificării a unei hotărâri luate de prin 2005, care a fost modificată în sensul în care vă spuneam. Am speranța că este o lecție bună pentru noi toți, pentru albaiulieni în general, cum că atunci când există inițiativă cetățenească,
factorii politici nu mai au ce să facă și trebuie să țină cont de vocea străzii, ca să mă exprim plastic. Proiectul nostru, numărul 40, a cuprins doar acel cuvânt, păsări, pe care vă rog frumos, nu știu cum faceți, îl prindeți și dumneavoastră păsări și nu găini, ca să se înțeleagă foarte clar și foarte sincer pentru oameni, dacă tot, așa cum ați spus, ați promis. În încheiere vreau să vă spun doar atât. Că nu-și poate aroga nimeni și apreciez faptul, reacția dumneavoastră la o greșeală, atunci când oamenii spun, deci eu nu pot să-mi arog eu pentru că n-am avut niciun merit. Oamenii au venit și ne-au semnalat lucrul ăsta. Dumneavoastră ați reacționat foarte bine și vă mulțumesc pentru asta. Ați demonstrat că atunci când există o reacție din partea oamenilor, suntem alături de cetățeni. Se revocă hotărârea numărul 406 din 2018. Hotărârea numărul 406 din 2018 a fost hotărârea de modificare a lui 368 din 2005. Aceea pentru care, de fapt, s-a creat toată această nemulțumire. Revocându-se, aia, revenim la 368 din 2005, aia care a fost până acum. Punct.